Anul acesta, primăvara a debutat cu vreme închisă și ploi și nici de cum cu zile însorite, așa cum ne așteptam toți. Ploile nu au fost abundente, însă căderea lor neîntreruptă pe o perioadă de câteva zile a făcut ca rezerva de apă din sol să fie suficientă. Prognoza meteo pentru următoarele zile este îmbucurătoare din acest punct de vedere. Ploile vor dispărea treptat odată cu venirea weekendului și totodată se va înregistra o scădere a temperaturilor. La momentul ăsta suntem cu valori mai mari decât normal, este umedă, iar la sfârșitul săptămânii și începutul săptămânii viitoare avem o scădere de temperatură, încât vom veni cu temperaturile către normal. Ce înseamnă către normal? Valori minime noaptea, asta la mijlocul săptămânii viitoare, în jur de 0 grade, iar maximele în timpul zilei în jur de 6-7 și 8 grade. Chiar dacă ploile se mai domolesc, soarele rămâne absent în weekend, așa că femeile nu se vor bucura de o zi însorită de ziua lor. 8 martie aduce vreme caldă, dar cu aspect mohorât. Pe 8 martie vremea rămâne totuși închisă. Perspectiva cerului să degajeze este abia scăpe în partea a doua zile. Precipitațiile se reduce, dar temperaturile sunt mai mari decât în mod obișnuit, adică minima cursul dimineții este de 5 grade față de valori de minus 1, minus 2, cât ar fi normal, și maxima, deci este mai cald, iar maxima de 10 grade față de 7-8 grade, cât este normal. Precipitațiile revin în județul Giurgiu noaptea de duminică spre luni, dar și în primele două zile ale săptămânii viitoare. Apoi, vremea se încălzește treptat, iar ploile părăsesc zona noastră.